firmă de transport local înființată în 2001 în Berleș, care asigură de peste două decenii curse regulate pe ruta Târgu Jiu-Berleș-Lihulești, a ajuns bătaia de joc a autorităților competente. Asta după ce, cu câțiva ani în urmă, Consiliul Local Berlești a acceptat la propunerea unui ales local prelungirea rutei de transport din comună de 47 de kilometri cu încă 2 kilometri în fiecare zi. Ce nu au luat în considerare consilierii, dar din păcate nici responsabilii pe partea tehnică a Consiliului Județean Gorj, este că microbuzele care au o lungime de peste 6 metri nu pot întoarce pe ruta completată nici vara, dar îmite iarna pe gheață, polei, ori condiții meteo nefavorabile. De altfel, la primul kilometru din noua rută, microbuzele întorc doar dacă localnicii care stau pe marginea drumului în cauză își deschid porțile, însă nici acest lucru nu oferă maximă siguranță nici mijlocului de transport, nici călătorilor, dar nici conducătorului de pe microbuzul care asigură curse regulate de transport în comun. O spune chiar reprezentanta firmei de transport, Lihu Zorlescu Camelia. Am mers mașina aici, dar a fost foarte periculos pentru că sunt copii mici. În momentul când eu dădeam cu spatele, copilul putea să vină în spatele mașinii să-l lovesc. Era în curte la om. Cine răspundea? Eu dar răspundeam. Autoritățile știu faptul că dumneavoastră nu aveți loc de întors, adică nu vă puteți întoarce știu microbuzul. Știu autoritățile, că le-am spus. Și de ce nu fac nimic? Nu știu. Nu știu. Spuneți că faceți aceste curse din 2001 și că abia acum de scurt timp... Nu am avut probleme până în 2018. O vedeți rezolvată în vreun fel această chestiune? Riscați ceva dacă nu faceți acest kilometru? Da. Mi s-a spus că o să îmi ia licența. De transport? Da. Foarte grav. Foarte, da. N-am avut probleme cu nimeni până acum. Dacă v-ar lua licența de transport, ar însemna ca familia dumneavoastră să rămână fără loc de muncă, fără pâine, fără niciun venit? Eu, băiatul și soțul. Da. Și se gândește cineva la aceste aspecte? Eu să-mi găsesc un loc de muncă la 53 de ani e foarte greu. Vă cred. Am încercat. V-am spus, câteva luni am venit. Am sunat la Consiliul Județean verbal, ne-am spus să întoarcem microbuzele în siguranță. Și le-am întors acolo unde v-am arătat la intersecția cu Boiereștiul. Și totuși continuați cursele acestea, deși spune și dumneavoastră că sunt un pericol și pentru dumneavoastră ca și conducător, este și pentru mașină, și pentru pasager. Pentru toată lumea. Este un domn aici, la casa aceea, Ciordan Emil, care se ocupă cu reclamațiile și merge prin sat și vorbește cu oamenii să spună numai ce vrea el. Uitați că e soția la poartă, se uită. Cetățenii care domiciliază în zona penultimei stații din ruta prelungită îi dau dreptate reprezentantei firmei de transport. Asta și pentru că proprietățile lor țin loc zilnic de drum public pentru ca microbuzele societății să întoarcă în condiții optime, ruta fiind foarte îngustă. Oamenii cred de asemenea că ultimul kilometru din noua rută nu trebuie făcut. Cu transportul aici la mine, îi deschideam porțile, că nu avea cum să întoarcă. Și când nu eram acasă, îi deschidea și vecina, de atâtea ori i-a deschis, și se ducea acolo de la deală, dar acolo a făcut, deci la... I-a spart și geamul într-o zi, deci acolo că a intrat pe ulița aia, când noi eram noi acasă. Că îți dai seama, nu deschidea doamna porțile mele ca să intre. Deci dacă nu sunteți acasă, practic, dumneavoastră și vecinii, cursa nu poate întoarce în așa... Să chinuie foarte greu acolo în partea aia. Iar deci, iarna, spuneți că este periculos. A, da, mai încălesc pe aici în sus, nici nu urc. Dar uitați cât de îngustă este drumul care se vede în față. Dacă coboară o mașină... Păi trebuie să aștepte trebuie să aștepte mașina sus ca să urce dânsa sau invers. Credeți că s-ar putea găsi o altă posibilitate pentru potențialii pasageri de acolo de sus? Nu cred. Nu cred. Pentru că, vedeți și dumneavoastră, este periculos să urci, este greu mai ales iarna... Și este un kilometru greu de parcurs pentru un astfel de mașină. Și dacă ar urca, n-ar fi pasageri. Atunci de ce credeți că doresc autoritățile și ruta aceasta, încă acest kilometru? Păi nu știu. Mai mult degeaba merge, că oricum clienți nu sunt. Adică pasageri nu prea sunt. Mai mult circulă gol, microbuzul. Vedeți porțile de fiecare dată când vin aceste curse, ca de 3 ori pe zi? Da, pentru că aici nu se poate întoarce microbuzele. Da. Este strâmtoare, omul și-a lovit microbuzul din cauza porților și une domnă că de aici la deal toți au mașini. Din casă în casă au mașini, au copiii mașini, au nepoții mașini, umblă singur oamenii ăștia.
Deci considerați că aceste curse de, pe această rută de un kilometru nu sunt necesare? Nu sunt necesare, că nu au unde să întoarce, nu au traporte oameni, nu au unde întoarce și e drumul strâmt. Și nu sunt nici călători? Călători, au mașini, fiecare casă e cu mașină. Soțul meu a lucrat 35 de ani la mine, venea autobuzul, mergeau tot mai acolo jos la Șoșoi. Și au fost mulți mineri de aici, 35 de ani a lucrat la mine albeni, care au făcut naveta, că nu puteau autobuzul să urce pe aici, pe tine. Deci măcar... oamenii mergeau pe jos de ani de zile? Pe jos de ani de zile acolo, jos, doamna a dus până aici, domnoasă, dar mergeau jos de tot, la stația cealaltă, la Vădești, la Vale. Da, vi s-ar părea normal ca firma dânsei sau dânsa să rămână fără licență de transport pentru că nu poate să tragă? Nu, să nu, că noi ne rămânem fără microbus și nu avem toți posibilitatea de mașini. Ce facem? Nu, să fie mereu în continuu aici cu noi. Ea noastră, da. Noastră și vrem să o avem aici lângă noi în continuu. Femeia, dacă avem rugăminte să ne aducă până la poartă, ne aduce cu mare, cum face, deschide porțe, bagă în curte, ne întoarce cumva. Dacă avem o mare rugăminte de dânsa. Da, atât timp ce naiba, că nu suntem morți, să mergem până aici doi pași. Ce ar trebui să facă, în opinia dumneavoastră, autoritatea locală într-un astfel de caz? Ce să facă? Pentru mine nu, eu nu am nicio pretenție. Să renunțe la această rută de un kilometru? Da, da. Pentru că nu sunt mulți spații și oamenii au toți mașini. Toți merg cu mașina. De exemplu, e la mine din sus, din casă în casă mașină. Și nu merg, ea vine goală, circulă goală. Deja cursele așa circulă goală. Pentru a vedea dacă reprezentanții firmei de transport și acești cetățeni au sau nu dreptate, am parcurs și noi, echipa GorjExpress.ro, acest kilometru de drum. Am văzut cu ochii noștri că drumul se îngustează considerabil, că pe lângă microbus nu poate intra ori trece cu greu vreo mașină. Situație. Aici, în urcare, o mașină în stânga dumneavoastră. Cum treceți? Nu știu. Pentru că e drumul foarte îngust. Șanțuri, destul de adânci? Da. Dacă e noroi, e ploaie, vă dați seama dacă intru ori eu, ori el, în afara părții carosabile, de ce s-ar putea întâmpla? Ori dumneavoastră, ori cealaltă mașină, intră în șanță, asta da. E clar. Și mai ales pe timp de iarnă, că aici nu, nimeni nu dezăpezește, nu se face nimic, absolut nimic. Unul trebuie să arunce în șanță. Eu n-am omorât oameni și nu vreau să omor oameni. Eu circul cu oameni. Uitați-vă. Cei de la autoritatea județeană, autoritatea locală, au venit vreodată să facă o astfel de simulare aici, să vadă cu ochii lor că este imposibil de trecut, de întors, dacă oamenii nu sunt acasă, n-aveți cum vă întoarce microbuzul, n-aveți cum face timpii pentru curse? Eu le-am spus că am încercat și nu se poate, dar deși nu au venit să vadă. Nu am cerut eu expertiză să vină la fața locului. Ei spun că au făcut expertiză, dar pe mine nu m-a chemat nimeni să dovedim, să facem o expertiză împreună. Am ajuns și în ultima stație, cea care există doar în acte, nefiind vreun indicator în acest sens. Aici, ca să întorci microbuzul, îți mai dai odată examenul pentru obținerea carnetului de conducere. Asta deoarece este aproape imposibil, fără să fii dirijat corespunzător, să întorci un microbuz de 6 metri pe un drum de 4 metri. Și totuși, reprezentantul Consiliului Județean Gorj a considerat că microbuzele de transport în comun pot face asta lejer de câteva ori pe zi. Aici trebuie să întorc. Da, aici mă obligă autoritățile să întorc, dar eu nu pot, e imposibil. Posibil să întorc aici. E în vârf de pantă. E curbă, vine unul de sus, drumul e îngust. Unde să intru? Cu dita mai mașină. Uitați-vă și dumneavoastră, unde să întorc? Ce fac? Vine mașina de sus, e polei sau ce pot să fac? Vine cineva la biserică, e parcarea bisericii. Vine un om, e o mormântare. Ce fac? Mă duc după oameni să se dea la o parte să întorc eu și cum torc? E imposibil să întorc aici. E imposibil de a întoarce microbuzul. Nu e mașină mică, e microbuz. Și la finalul traseului au fost localnici care au subliniat că parcurgerea acestui kilometru este inutilă, asta deoarece călătorii nu figurează decât pe hârtie, localnicii din stația la biserică circulând cu mașinile personale și nu cu transportul în comun. Acolo ce facem? Le facem, adică omoară lume? Le facem praf, precum că drumul este foarte îngust. Deci acum timp de vară trebuie să oprim unul ca să treacă celălalt. Deci e imposibil. Dar să fie și microbuzul care întoarce, care se chinuie să întoarcă. Da, sigur că da. Deci poate să întâmple o catastrofă pe timp de iarnă. Dacă acum pe timp de vară oprim mașinile să trecem unul pe lângă altul, drumul este foarte îngust. Da, am văzut că ați dirijat șoferița de pe microbuz. Ați văzut că este imposibil ca singură, având pasageri în mașină, să întoarcă. Este imposibil de a întoarce singură. Poate să fii și bărbat la volan și cine o fi.
Deci nu este spațiu. Spațiu este foarte îngust. Ce trebuie să facă autoritățile în acest caz? Autoritățile înseamnă că trebuie să fărâme zidul ăsta de sprijin la biserică, să facă aici o pistă ca de avioane, ca să poată întoarce. Ca să nu se poate. Deci nu are cum. Asta este lățimea drumului, încolo spre biserică nu se poate, spre proprietatea lui Popescu Gheorghe, iar nu se poate. Nu ar fi mai ușor să renunțe la acest kilometru de rută care nu face decât probleme și pune în pericol pasagerii, șoferul, participanții la trafic? Ar trebui pentru acest kilometru în care nu sunt nici oameni ca să circule. Ei se plimbă singuri cu microbuzul, pentru că oameni, întreprinderile s-au închis după cum știți. Aici mai sunt, nu spunem că avem mașini, dar nu este lume unde să circule. Deci ei se plimb zilnic singuri cu microbuzul. 6 curse pe zi. Da, în care le fac de multe ori ei șoferii singuri. Goi, sigur că da. Deci nu au de unde, nu mai este cum era înainte întreprinderile. Era oameni de se duceau aici, la noi e o zonă în care, dacă mai trăia neanicu, Dumnezeu să-l ierte, se dărâma cu totul, se splata numai cărbun. Am încercat să descurcăm mițele încălcite ale acestei situații care depășește imaginația. Asta pentru că ni s-a părut inexplicabil de ce 3 microbuze sunt obligate să parcurgă acest kilometru de drum din Berlești ca să plece apoi goale. Nu am înțeles nici de ce firma trebuie să-și pună în pericol microbuzele pentru a încerca să le întoarcă într-un spațiu extrem de îngust. Am înțeles apoi că există însă în zonă persoane care reclamă des firma la autorități. De altfel, în baza unor reclamații, firma de transport a fost aspru amendată de poliție pe motiv că nu parcurge tot traseul prestabilit, mai exact kilometrul cu probleme. Din acest motiv am cerut explicații primarului comunei Iulian Berlescu. Primar, Ana Maria, sunt la Berlești în acest moment, în stația aceea de la biserică. Filmăm problema aceasta cu cursele de microbuz, cursele locale. Sunteți la primărie, puteți să-mi dați un punct de vedere prin telefon, cum vedeți această problemă? De curând asta răspunde Consiliul Județean, nu răspunde primăria. Da, am înțeles că... Nu coordonează primăria cursa... Cursa de transport Livorești-Târgu Da, dar primăria poate spune că această rută de un kilometru cu probleme pe ultima stație nu poate fi executată. Păi, nu semnă-i măsură să stabilim treaba asta. Dacă RL-ul a venit sau cei de la Consiliul Județean a stabilit că se poate face, nu e primăria în măsură să decide treaba asta. Da, dumneavoastră ca edil al acestei localități, cum vedeți? Noi ne-am deplasat în teren și am văzut că este absolut imposibil în 2 minute să urci panta, să întorci microbuzul și să te întorci la următoarea stație. Noi am stabilit, Consiliul Județean a stabilit capăt de trasee acolo, la cererea cetățenilor. Plus că drumul este îngust, cetățenii sau pasagerii ar putea fi puși în pericol în caz de iarnă, de polei și așa mai departe. Există vreo metodă de rezolvare a acestei probleme? Cum să iei microbuzul copiilor și ia copiii de la maică de biserică, nu putea să fie orice microbuz. Cred că e chiar așa problemă. Nu v-am auzit foarte bine, a trecut un tractor. Microbuzul copiilor să iei în fiecare zi, de 3 ori, de 4 ori pe zi acolo, să iei mai sus de biserică și întoarce, și poate să întoarce. Am înțeles. Deci dumneavoastră considerați că este bine să rămână așa această cursă, chiar dacă sunt, chiar dacă nu sunt pasageri? Dacă chiar... așa s-a stabilit, noi suntem în măsură să stabilim. Consiliul Județean a stabilit, ei sunt răspunzători de cursa respectivă. Domnule primar, ce riscă firma în condițiile în care nu va putea sau asta spune... Asta nu știu, că nu noi suntem răspunzători. Nu știu. Da, nu primăria a amendat firma că nu a făcut această cursă? Niciodată primăria. Au venit de la Consiliul Județean, responsabilii de acolo, i-a întors microbuzul acolo, domnul Lăzărescu, care răspunde de cursele respective. Nu e primăria în măsură să decidă ce se va întâmpla. Și nu primăria amendează. Domnul Lăzărescu a avut dreptul să întoarcă microbuzul, în opinia dumneavoastră? L-a și întors. Am înțeles. Acolo, domnul Lăzărescu. Există un proces pe rol și există o tensiune aici din partea firmei, sunt și cetățeni care sunt de partea firmei, sunt oameni care spun că își deschid în fiecare zi porțile ca microbuzul să fie întors. Există vreo modalitate ca dumneavoastră, în calitate de primar, să mediați această tensiune? Au fost destul de întâlniri la primărie și cu reprezentanții Târgu Jiului și cu firma și cu cetățenii. Eu zic că a fost...
o înțelegere din partea celorlalte cu ziua. Cum primarul a explicat că problema nu prea poate fi rezolvată, ne-am adresat și consilierilor care au avut o contribuție la prelungirea rutei cu cei 2 km. Consilierul Justin Lihu a explicat cum a stat situația, dar și faptul că, deși există un proces pe rol, autoritățile pot renunța la ultima stație. Deci în urmă, cred că cu 4-5 ani, în 2018, da. În 2018... Eram într-o ședință de consiliu și a venit în ședința de consiliu Popescu Dumitru, pentru prima dată când a venit și am avut la cunoștință de situația respectivă. În care a spus că domnule primar ne-a promis că prelungiți traseul, că uite așa am fost la consiliul județean și dumneavoastră nu putem să prelungiți traseul că are licitații până în 2024. Așa zicea că l-a acuzat pe primar. Primarul a dat vina pe fosta primăriță. A venit cu un tabel de vreo, nu știu câte semnături, că nu m-a interesat, la mine niciodată n-a fost, eu n-am fost pinsat, nu m-a interesat și n-a știut până în momentul respectiv. Eu, având copil la școală șofer în Târgu Jiu, am zis, ia să mă duc la Consiliul Județean să vedem despre ce este vorba. Să tot s-am degeaba acolo. Și m-am dus la domnul Cosmin Popescu. Domnul Cosmin Popescu se pregătea, plecase din birou la o ședință. Și când m-a văzut, am zis că ce-i cu mine? Domnul președinte, așa avem o problemă de rezolvat. Cum se poate rezolva? S-a întors înapoi, a mers la birou la secretariat. Și face, doamnă, sunați-l pe domnul Lăzărescu să vină să-i ia pe Iustin, să meargă, că m-am săturat de atâtea reclamații, că trebuie să o facem rezolv într-un fel. Ci despre ce e vorba? E vorba despre... Așa. Și m-am dus cu domnul Lăzărescu. Nu i-am spus că sunt frate cu Liviu. Nici nu i-am spus. M-am dus acolo și am zis, domnul Lăzărescu, uitați așa, da, domnule, este o sesizare la noi, de așa, firma respectivă am înțeles că, de la cine a înțeles, ori primarul a spus că sunt niște oameni care... Adică, eu știu că nu pot să ajung la un consiliu, la un înțelegi. Și i-a spus, domnule, uite, eu sunt consilier Berlești. Noi nu putem, noi, Consiliul Local, nu ne stă în competență să prelungim traseul. Deci noi nu. Deci să nu mai dați, să trimiteți la primărie, primarul vă trimite noastră, fel și fel de, eu știu, de lucruri neadevărate. Noi, Consiliul Local, noi nu putem decât să înființăm o stație. Putem să înființăm 10 stații unde vrem noi, Consiliul Local, că de asta e în Consiliul Local. Deci nu e obligatoriu final să te ducă unde înființăm noi stație. Nu putem să înființăm o stație în scurt, în Anihulești. Dar noi atât. Și face, da, domne, așa, dumneavoastră, adică să mițați-o. Dar nu e de competența noastră, domne, nu de a dumneavoastră. Noi prelungim traseul, datorită ce spun cetățenii. Chiar respectivul, dacă vrea, nu vrea, nu-i după el. Noi prelungim. E dreptul nostru de Consiliul Județean și e dreptul cetățenilor. Deci vreau să spuneți că nu este vina Consiliului Local, nu, sau dumneavoastră. Nu, ascultați-mă, nimic. Deci nu e vina nimănui aici. După ce i-am spus, ia scrieți-mi, domne, mie pe, o am și acum acasă, numele noastră și numărul de telefon. Cu cine ați vor să spun la Consiliul Local că nu intră în competența noastră. Și a scris Lăzărescu și numele. Și am ia cerut și mie să mă prezint cine sunt. I-am spus Lihu. Și pe atunci ce legătură aveți, domnule, cu SCZ? Păi mie, frate. Păi ce îmi spuneți, domnule, că vă e frate? Păi, domnule, dacă vă spuneam că sunt frate, nu era un răspuns corect. O dați la întoarcere. Știți cum sunt ei? Și facem, domnule, uite, dacă vă e frate. Haideți, dacă vă e frate, ca să-l putem ajuta și pe el, să nu, că deși putea să facă fără să aibă probleme. Păi, lasă-l cu o dată pe zi sau nu știu când. Ca să nu... Până nu dăm noi o hotărâre de Consiliul Județean să prelungi traseul, că normal ei, dacă vrea, prelungea până la capul satului, a fost ultima semnătură. Face, uite, înființați dumneavoastră o stație, dar sunt a scos harta dumnealor acolo aia și era din gara Târgu Jiu până la aici, la Rihulești, la aia, 37 de kilometri. Ce uitați, noi nu trebuie să depășim 50 de kilometri, dacă depășim 50 de kilometri e rău pentru dumnealor, că trebuie să facă diagram, nu știu cum vrea să, ce vrea să spună, că e mai greu de lucrat. Așa. Ce dumneavoastră dați o hotărâre de Consiliu, dar să nu depășiți 50 de kilometri. Și s-a dat această hotărâre? Da, s-a dat o hotărâre de Consiliu în care noi am înființat o stație la Biserica Lihulești. A venit cineva să vadă că este imposibil să întorci autobuzul, că este nu, iarnă, deci nu a venit nimeni. Nu a venit nimeni. Vă spun să-i încoace, vă repet. Deci noi am înființat o stație. Am înființat o stație, mi se pare că prin care să solicit la Consiliul Județean, am prelungit traseul nu mai mult de 2 km, să nu prelungească până la deal. Am înțeles. Deci ziceți că Consiliul Local nu a avut așa o mare vină. Deci Consiliul Local atât a înființat o stație și a solicitat Consiliul Județean să prelungească, dar nu mai mult de 2 km. Deci nu. Nici dumneavoastră, nici doamna Dumitrașcu nu aveți. Ascultați-mă, eu din tot sufletul am vrut în momentul respectiv să le fac bine. Deci exact cum am văzut și domnul Zărescu. Deci să nu depășim 50 de kilometri. Eu am vrut să-i fac un bine. Eu m-am dus în Consiliul Local. Se mai poate modifica acum, domnule Lihu, această poveste? Mai ales că dânsii sunt nemulțumiți? Noi hotărârea de Consiliu o puteam modifica oricând dacă era. Dar ei nu trebuie să conteste hotărârea Consiliului Local. Hotărârea Consiliului Local, noi, observați noastră, în hotărârea Consiliului Local spune se va duce la îndeplinire către primar și către secretar și se va înainta Consiliul Județean. Nici de cum prestatorul de servicii. Păi și unde au greșit dânsii? Deci dumneavoastră nu mai era... Deci noi dacă făceam o hotărâre Consiliu pe care se afecteze direct pe dumneavoastră, noi trebuia automat, Consiliul Local trebuia să le trimeată
o hotărâre dumnealor, ca să poată să contesteze. Ceea ce nu, deci nu, era, nu, e, nu intră în competența lor. Domnule Lihu, o singură întrebare. Cum se poate rezolva această situație în beneficiu firmei și a cetățenilor? Păi, ascultați-mă, ei când le-a dat hotărârea de Consiliul Județean și le-a transmis, o am înțeles, sau nu, nu știu, ei trebuie să o contesteze și să motiveze. Că nu se poate întoarce, că sunt motive temenice de dumneavoastră. Pe baza asta, Consiliul Județean trimitea o comisie și automat noi, Consiliul Local, făceam altă stație, mai lăsăm la vale sau undeva, îi făceam loc de ideea. Deci nu e... Cum să nu... E ușor să dea vina acum... A făcut o cerere, dar în cerere a scris... A făcut o cerere târziu acum... Păi, a făcut atunci Consiliul că nu se poate... Trebuia... A făcut o cerere, eu știu, acum, care eu n-am votat pentru că mi-e frate. Sunt din combat, deci n-am putut votez. Și toți consilierii le-au respins, n-au fost de acord, au văzut că nu. De ce să... Dumnealor trebuia să contesteze hotărârea Consiliului Local la momentul respectiv, a Consiliului Județean. Automat când Consiliul Județean le-a ridicat licitația, trebuia să contesteze, automat să o contesteze, că au drept de contestație și eventual dacă Consiliul Județean venea și spunea aici, domne, nu se poate întoarce, nu aia, noi Consiliul Local puteam să revenim, să modificăm, atât. Deci noi nu putem să o anulăm, să o modificăm și o modificam oricum. Deci vii și o modificăm, vii cu niște și fără discuții. Eu am încercat să le explic de atâtea ori, dacă nu stau de vorbă cu mine. Cele mai clare informații le-am obținut însă de la fosta primăriță din Berlești, Maria Dumitrașcu, consilier local PSD, fiind cea care în 2017 a inițiat proiectul de hotărâre pentru înființarea noii stații din punctul la biserică. Doamna Dumitrașcu, o situație destul de complicată pentru firma de transport local. Li s-a prelungit traseul, știți și dumneavoastră. Problema este că nu pot întoarce microbuzul. Sunt oameni care își deschid porțile ca dânsii să poată să întoarcă. Problema este că în anul 2018 Consiliul Local Berlești a emis o hotărâre prin care a solicitat înființarea unei stații la cererea cetățenilor. Evident, la punctul 2 din hotărâre, mai departe cu privire la stabilirea traseului, Consiliul Local a împuternicit executivul în vederea trimiterii unei adrese către Consiliul Județean cu privire la prelungirea traseului. Evident că, în momentul respectiv, Consiliul Județean avea obligația să vină în teren, să stea de vorbă cu cei care dețin această firmă și să vadă problema traseului pe care, nu de puține ori, transportatorul a invocat că sunt probleme și nu poate să întoarcă acolo. De acolo și până la ce s-a întâmplat, sigur, a fost timp. Probabil, eu știu că odată a venit și domnul Lăzărescu acolo, sau chiar de mai multe ori. Nu știu acum cum s-au gândit dumnealor că se poate întoarce microbuzul acolo și au luat această decizie privind această prelungire de traseu. Părerea mea este că până la punctul Iezăreanu, acolo unde transportatorul întoarce, este destul de bine și pentru cei care stau în zona de sus și se putea ajunge la o înțelegere astfel încât să nu se ajungă să pericliteze transportul din comuna Berlești. Eu am discutat de foarte multe ori, i-am adus la cunoștință și domnului președinte Cosmin Popescu de situația care este la Berlești. Sigur, acum și dumnealui probabil la tehnicul care îl are acolo și la ceea ce au hotărât cei de la tehnic când au venit în teren, probabil nu a putut să facă altceva, dar cred că mai sunt șanse pentru viitor să se găsească o soluție încât să se termine cu acest circ care de fapt nu folosește nimănui. Deci ziceți că se poate rezolva această problemă? Părerea mea că da, sigur că da. Firmei? Chiar dacă există pe rolul instanțelor de judecată, se poate suspenda problema la înțelegere, părerea mea, încât să se găsească o soluție ca oamenii să-și vadă în continuare de traseul pe care l-au, cred că de când s-a înființat acest transport. E mare păcat să nu se ajungă la această înțelepciune. Mulțumesc. Tot cea care a inițiat proiectul a menționat că cetățenii care pun paie pe foc ar trebui să renunțe la reclamații, iar autoritățile să schimbe situația, deoarece firma de transport local are dreptate. Traseul cum este? Ați văzut că nu se pot întoarce microbuzele? Păi, în primul rând pentru că este coastă. Deci comuna Berlești la punctul Lihulești pleacă la 470 de metri altitudine și coboară la 110 metri în zona Amaradiei. Evident că circulația este foarte grea pe timp de iarnă sau dacă vine o altă mașină și se întâlnesc,
sunt probleme care cei de la tehnic puteau să le vadă la fața locului, ca să fi fost așa o justiție dreaptă. Că sunt, sau mai bine spus, un singur cetățean din comuna Berlești care se ține de dumnealor și culmea e, știți dumneavoastră, tocmai omul care niciodată n-a circulat cu acest microbuz. Eu înțeleg nemulțumirile unor oameni care circulă zi de zi, dar un om care niciodată nu se folosește de lucrul ăsta și doar din rea voință vrea să le facă cu bună știință rău, eu zic că și autoritățile locale ar fi trebuit să aibă mai multă înțelepciune, să găsească o soluție valabilă și pentru unul și pentru altul, pentru că dacă există comunicare în viața asta, evident că se găsesc soluții. Dacă nu, există o scuză. Pierderea licenței de transport i-ar lăsa însă fără pâine pe cei trei membri ai familiei Lihu Zorlescu din Berlești și ar pune pe Butuci o afacere locală care s-a dovedit funcțională din anul 2001. Mai mult, bugetul local al pierde impozitul plătit de această societate, care nu a produs niciun fel de deserviciu comunității. Reprezentanții Consiliului Județean Gorj și cei ai primăriei Berlești pot revedea însă traseul și pune în balanță, indiferent de deznodământul litigiului aflat pe rol, necesitatea sau nu a stației din punctul la biserică, luând în calcul numărul de călători, pericolul la care sunt supuși aceștia, ce ar însemna un microbuz care alunecă și rănește un pasager sau mai mulți și blocarea traficului în zonă dacă mijlocul de transport rămâne cumva blocat în timpul manevrei complicate de întoarcere.